descinderi de amploare într-un dosar cu un prejudiciu uriaș, respectiv peste 10 milioane de lei. Cele 31 de percheziții domiciliare au avut loc pe raza județelor Gorj, Olt, Mehedinți, Brașov, Giurgiu, Ilfov, dar și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării și valorificării materialelor reciclabile feroase. Pe raza județului Gorj, polițiștii au efectuat 20 de percheziții domiciliare, 13 dintre acestea fiind desfășurate la sediile unor societăți comerciale, iar 7 percheziții au fost efectuate la domiciliile unor administratori pe raza localităților Târgu Jiu, Motru și Bălești. În urma percheziților desfășurate în cadrul unui dosar aflat în instrumentarea polițiștilor din Gorj, au fost ridicate înscrisuri privind activitatea derulată de agenții economici în scopul eludării bugetului de stat, fiind conduse la sediul IPJ Gorj 12 persoane în vederea audierii. Totodată au fost identificate bunuri în vederea instituirii măsurilor asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului, a transmis IPJ Gorj. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10 milioane de lei.